Ok, bună seara, o nouă întâlnire. De data asta, practic, nu mai fac niciun fel de prezentare, niciun fel de introducere, având în vedere că e chiar o continuitate, sărim peste 7 zile, suntem în aceeași seară tot luni, așa că am zis că rog frumos continuă A fost la prisurprizări. Continuăm. Promisesem pe Facebook că încep cu ceva, dar am liber arbitru, am voie să aleg, nu încep cu ce am promis și am să mă explic. Deci rămânem în aceeași misiune că viitorul nu vine, nu așteaptă, viitorul se construiește și pentru asta trebuie să ne ridicăm mintea la un nivel de complexitate mai mare. Dar fiindcă trăim într-o lume cu multe interacțiuni, deci cu probabilitate mult mai mare de declanșare de procese haotice, care scapă de sub control asta din proprietatea lor. Putem să relaționăm cu ele, dar nu într-un mod liniar și cu conceptele vechi. Bineînțeles că autorii acestei schimbări sunt cei care își doresc să schimbe lumea. Și ăștia sunt inventatorii și cei care pun în practică antreprenorii. Fără ei, tot nu am lăsat de ofertă nouă de interacțiune. Nu ar exista. Drept care lucrurile ar merge ceva mai în continuitate liniară. Chiar a spune că suntem în pragul care nu mai trebuie să înțelegem mai neliniaritățile lumii, ci și discontinuitățile. Dacă ajung în seara asta să vorbesc și despre subiectul ăsta, va fi foarte bine. Am iar 45 de slide-uri. Mă voi prepara două de obicei. Să plecem mai departe. Ei bine, se construiește, dacă se întrezăresc viitorul de a spus data trecută, în România lipsește forța ei cu desăvârșire, lipsește această preocupare de a estima, de a dipui, de a mirosi viitor. Stăm și căutăm inovații în trecut, stăm și ne lăudăm cu trecuturi mai mult sau mai puțin idealizate. Nu prea conservăm lucruri de valori din trecut, dar să prezentăm viitorurile, pentru că sunt alternative de viitor pe care trebuie să alegi și să joci. Atâta timp în viață cât nu ai o alternativă față, îți rămân numai două, trei sau întotdeauna ai alternativă. Una e foarte de nedorit. O să revenim pe problema asta. Țin să spun de aici că pentru a întrezări, să acționezi decisiv, să recunoști momentele prilejuitoare, trebuie întâi să înțelegi situația în care te afli. Trebuie care o să mă concentrez pe niște concepte care sunt comune, dar le pierdem anumite dimensiuni din sensul noi. Situația. O situație în totalitatea factorilor fizici și mentali care cauzează conjuncturală evoluția unui sistem. Aici am pus o imagine cu soarele și pământul. Pământul cu o viteză, soarele am legat sistemul de referință de soare, nu are viteză, nu i-am mai figurat nimic. Asta e o fotografie de stare. Nu este o fotografie de situație. O fotografie de situație ar fi așa, mă avem în dreapta. Adică, acolo sunt și cauze fizice și cauze psihologice. Iată, de pe Pământ spune, sunt Apple Company, buricul târgului. De pe Soare se răspune, sunt ExxonMobil, mine nu mă iubește, dar toți aveți nevoie de energie, nu se exista fără mine. Asta este o situație. Ei, noi nu avem, deocamdată, o teorie, un mod de abordare, suficient de rutinat, încercări sunt multe și vizionari sunt, care să vadă lumea ca o
trecere de la o situație la alta și nu de la o stare la alta. Și, deci, se trateze și fizic și din perspectivă, de psihofizic se trateze din același demers. Se deschid acum cu psihologia cuantică, cu pașii din psihologie cuantică, se deschide acest drum, care încă este îngreunător, bolide, există sociologia oamenilor de știință, Bourdieu, un sociolog francez, o carte extraordinară despre chestiunea asta, Homo Academicus, cu toate bolile lui, în care vedem de ce unor academii îmbrătănesc în masă, declară că nu se poate zbura, numai și numai ca să țină poziții. Devin pozițiile academice nu mai importante decât progresul științific. Se pare că suntem și în domeniul ăsta într-o asemenea situație. Deci, v-am spus că o să tot vorbesc despre situație. O să tot am de situație, situație, situație. Pentru că nu voi putea să aduc pentru înțelegerea actului de întreprindere, faptul de a întreprinde, nu voi putea să aduc bagaj din științele naturii, așa cum au fost ele dezvoltate până acum, materie cu care operează antreprenorii, și în același timp cunoștințe și învățăminte din domeniul umanistic. Și trebuie să clamez că e nevoie de lucrul ăsta. Ok, mai departe. Acum, dacă tot am spus că e importanța de situațiile, haideți să ne uităm puțin la situația noastră. Pentru că am ales tema întreprinderii tocmai din faptul că am cunoscut în adânc, am luat contact cu o situație pe care pe mine m-a speriat. Doi ani am avut împreună cu Aron un proiect finanțat de Fundația Elvețiană de Știință, 80%, 15% de către statul român, pe problema dezvoltării antreprenoriatului cu mijloace de venture capital în România. Analiza situațională a făcut parte din proiectul nostru și am călătorit prin toată țara ca să înțelegem cum stă. Pentru că e un cer vicios. Am organizat noi un forum al de Venture Capital în 2003, din entuziasm civic, pe banii noștri, am pierdut bine, au fost la masă, scoțând secretarul general al European Investment Fund, care a venit la forumul nostru, nu pun toți banii, oricum, este fund la masă. Scăzându-l, au fost peste 10-15 milioane de euro care puteau fi investiți. De partea cealaltă, forumul a fost făcut cu prilejul unui târg de IT. Am luat industria cea mai vie pentru IT și electronică. De partea cealaltă, ce credeți că n-am știut nici noi cum să organizăm? Debutam în chestia asta. Și interlocutori au fost. Firmele și-au trimis directorii de marketing. Păi nu se adresează treaba directorilor de marketing. Se adresează patronilor. Se adresează întreprinzătorului. N-a fost niciun întreprinzător. Avem sărmanul un singur inventator. Întotdeauna în România apare cu un inventator mai exotic, să spunem așa. Am învățat multe. Deci, lecția asta experiențială, învățarea asta experiențială, pe care ne-am plătit singuri cursul ăsta puternic, am învățat multe. Dacă nu ești suficient de pregătit și dintr-o parte și din alta, în chestia asta, e un joc pe risc și nu se dacă nimic. Nu merge cu... De la un nivel în sus, e lumea entuziaștilor. Am cunoscut în Elveția, la Lausanne Park, la Politehnica din Lausanne, au un mic centru de inovare și în care un fost profesor elvețian care și-a făcut mâna ca venture capitalist și cercetător în Statele Unite prin Silicon Valley, a venit aici și întotdeauna venture capitalistul, managerul
fond, a pus o parte din banii lui, pentru că asta e garanția că și el își riscă banii. Dacă e un tip care e delegat de altul cu banii, nu mai simte așa. Dar dacă și-a pus el 1-2% cât își pune acolo, dar sunt peste o scară de sute de mii, de un milion de euro pe care își pune și el în chestia aia cu care riscă. E, omul ăsta și-a pus într-o chestie foarte mare risc. Deci acolo dădea un an prilejul, un an sau chiar un an și ceva, prilejul unui doctorat. Îi suporta toate costurile de un an de zile la salariul pe ține, deci nu rupt în fund, ca să spunem așa. Pentru a-și pregăti trecerea tezei, cercetării din teza lui de doctorat, în domeniul aplicativ și a putea propune mai departe către Angel, către Venture Capital, tema respectivă. Împreună, bineînțeles, cu statul elvețian, riscului în chestiunea asta. Dar, în cursul discuției a fost chiar foarte interesant, pentru că îl întreba, bă, ce contează până la coadă la omul pe care îl finanțezi? Și am listat de prin cărți ce am citit din ce știam și noi. Și a zis, contează că vrea să facă chestia aia, că este pasionat și responsabil pasionat. Dar întâi vrea să vedă pasiunea, după aia responsabilitatea pe pasiunea aia. Ei bine, concluzia noastră a fost destul de dramatică. Capitalul uman românesc e declin. Capitalul uman, dacă întreb în sală, o să spună că capitalul uman e format din specialiști, universități care fac specialiști și cercetători. Vârfurile capitalului uman. Nu capitalul